Chiar dacă duminică vom vota după regulile unui sistem electoral nou, jurnaliștii și întreaga societate vor putea monitoriza în timp real rezultatele alegerilor. Noutatea este că vom avea 51 de circumscripții uninominale, circumscripția națională și un referendum consultativ. Iurie Ciocan, membru al Comisiei Electorale Centrale, a declarat pentru un portal de știri că rezultatele pentru circumscripțiile uninominale și pentru cea națională vor putea fi urmărite concomitent cu numărarea voturilor, așa cum am putut să o facem la alegerile prezidențiale sau cele locale. În privința referendumului, vor fi furnizate informații actualizate electronic, doar că acest lucru se va face la anumite intervale de timp. Responsabilii de la CEC au luat în calcul volumul mare de accesări care vor fi operate pe data de 24 februarie. După închiderea secțiilor de votare, și-au decis elaborarea unei aplicații suplimentare care va reduce din încărcătura online pe site-ul instituției. Vorbind despre securitatea cibernetică în perioada livrării rezultatelor, Iurie Ciocan a menționat că acest aspect poate fi discutat cu centrul de telecomunicații speciale unde este găzduit site-ul instituției.